în cadrul unei ședințe interne, socialdemocrații gorjeni și-au stabilit primele poziții pentru alegerile parlamentare. Am avut și eu discuție privind candidaturile, am discutat fiecare solicitare în parte, și la Cameră și la Senat. S-a dat un vot privind deschiderea listei la Camera Deputaților, și anume ca eu să deschid lista. Au fost făcute câteva propuneri venite din partea unor primari, a unor președinți de organizații, respectiv locul 1 la Senat să fie ocupat de Cristi Lujan și locul 2 la Cameră de Claudiu Manta. Sigur, și pe propunere s-a dat un vot, o mare majoritate au votat. Potrivit liderului județean, lista de la Gorj va fi oficială abia după validarea de la centru. Am creionat această listă urmând să mergem la București, lucru care s-a și întâmplat astăzi, să mergem la București cu ea, să discutăm și, sigur, decizia finală aparține Comitetului Național Politic, așa cum este și statutar, și n-am vrea să repetăm scenariul din 2016, listele finale de aprobă de orice partid politic de către centru, ca să zic așa, de către comitetele executive naționale, cum erau denumite pe vremă, sau fiecare partid are denumirea proprie. Când vom ști exact lista finală? În seara asta eu cred că vom avea lista finală. Din schema prezentată a fost sărit fostul lider PSD Gorj, Florin Cârciumaru, locomotiva organizației pentru mai bine de 20 de ani.